Salut, sunt Robert Toma! Salut, sunt Robert Toma! Sau pot să zic... Hei, sunt Robert Toma. Hei, sunt eu, Robert Toma, sau aș putea să încep cu... Salut, sunt Robert Toma! Hello, sunt Robert Toma, sau cu... Bun, întrebarea acum logică e ce o să se întâmple pe canalul ăsta, ce o să văd aici, ce o să vedeți piese noi de la mine și pe lângă piese noi o să tot vorbesc și o să tot fac vloguri în fiecare zi, dar odată la două zile aș vrea să postez și o să vorbesc tot felul de chestii, tot ce gândesc în ziua respectivă, o să fiu sincer, o să fac muzică, o să vreau să lansez piese. Ideea e că nu am făcut... vlogul ăsta acum să încep eu să mă plâng despre industria românească și să zic că toată lumea întrebă și pe ăla ce zice și nu știu ce. Dar văd foarte mulți artiști care se chinuie, deci se chinuie efectiv și chiar au piese foarte bune, mai bune poate decât alea care sunt în top, da, știu. Cel puțin, nu știu, asta e părerea mea, sunt mulți artiști și nu au cum să intre pentru că este greu să intri. În momentul de față este extrem de dificil, ceea ce mi se pare... total ciudat, este extrem de dificil să ajungi să îți cânti piesa la un radio, chiar și o piesă care prinde. Am fost acolo, știu ce înseamnă și nu zic de mine, eu chiar am fost la radio și am și cântat, nu despre asta e vorba, dar se intră foarte greu ca să poți să-ți promovezi muzica. Și plus că nu mai zic că nu ai televiziune la care să mergi să-ți promovezi muzica și ce faci, sunt câteva emisiuni. Nu o să le dau nume acum, sunt câteva emisiuni și sunt două, trei care sunt ok, adică toți oamenii din Breazna se plâng de emisiuni și de unii prezentatori care pur și simplu te invită la ei în emisiune, dar în loc să te simți ca un invitat, e ca și cum eu invit pe cineva la mine acasă și în loc să fiu 100% sigur că se simte bine și că e totul perfect, îl chem așa ca să fac mișto, să văd ce mai zice, să-l pun numai în poziții foarte ciudate, să-l îi pun niște întrebări, adică să nu se simtă deloc ca un invitat, să nu se simtă bine, să se simtă așa. Doamne, de ce am venit? Am avut sentimentul în care am fost, bă, de ce am venit în emisiunea asta, de ce am stat acasă, de ce am stat să compun, să încerc să fiu mai bun în ceea ce fac? Am venit la o emisiune ca să, ce, să îmi pun asta niște situații ciudate. Da, situația e un pic nasoală pentru că, unu, radiourile nu mai susțin muzică românească și nu înseamnă că nu se mai bagă muzică românească sau că nu o să mai auziți muzică românească sau că nu auziți muzică românească. E clar că sunt melodii românești care se aud și sunt foarte mișto, nu zic nimic, doar că sunt mult, mult mai puține. Puteți să vă uitați pe Mediafor, este simplu, intră toată lumea, avem internet, e era internetului. Radiourile nu mai susțin și pentru că radiourile nu mai susțin muzica românească, de acolo se face așa ca un fel de domino foarte nasol pentru artiști, pentru că nici casa de discuri nu mai investește atât, nu știu dacă atât de mulți bani sau nu mai investește cu sufletul atât de deschis într-un artist, pentru că nu prea mai au de unde să-și recupereze banii, efectiv. Chiar și pentru un videoclip de YouTube, poate ați observat că în ultima perioadă videoclipurile au, nu că sunt mai low cost, dar au calitatea lor că a mai scăzut față de anii trecuți și pentru că regizorii se confruntă cu niște probleme la bugete, bugetele sunt foarte mici și atunci e greu și pentru ei. Vreau să subliniez că și regizorii se confruntă cu o situație un pic mai ciudată pentru că artistul vine și spune: hei, am compus piesa asta și eu văd pe un nor, sunt pe un nor și zboară o casă și după aia vine ea și mă prinde de mână. Și atunci și regizorul o să zică: da, da, știi, bugetul e cam ăsta, am, păi, bună ideea ta și aș vrea să o fac, dar nu vrei tu mai bine așa într-un studio cu o lumină un pic pe față, așa o umbră, un pahar, o chestie lângă tine, mai o canapea și într-o zi ți-a făcut 3 zile live. Și da, nu o să fie un clickbait, cum că industria muzicală e în cap. Deși sună bine titlul ăsta. Nu o să fie clickbait, chiar despre asta am vorbit și am vorbit doar 10%, o să tot vorbim în episoadele următoare.
despre alte subiecte legate de industria muzicală și pentru că le știu din propria experiență, fac asta de ceva ani de zile și tot văd chestii pe care simt să le spun, poate se vor schimba la un moment dat, poate că nu se vor schimba, sunt părerile mele personale, nu vreau să judec pe nimeni, nu avem economic, nu avem cum să ne luptăm cu cei de afară și eu cred că radiourile ar trebui să susțină mai mult muzica românească și artiștii români. Ori nu e corect ca artiștii români cu bugete mult mai mici și cu piese mișto. Sunt foarte mulți artiști români care au piese foarte mișto și nu sunt pe radio și cum să se bată ei cu albumul lui Bruno Mars? Asta nu e un video așa să fac eu vreo campanie, nu? Pur și simplu asta am simțit să vă spun și eu să vă mai împărtășesc tot felul de chestii de astea pe care le simt și le știu pentru că sunt acolo. Și o să ne vorbim și o să le discutăm și poate o să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți și nu știu, poate greșesc cu ceva sau poate că nu greșesc, dar sunt sigur că mulți dintre colegii mei de brazlă știu foarte bine despre ce vorbesc și nu cred că vorbesc avioane, deși în vlogul ăsta o să vorbesc și multe avioane și mă bucur că pot face asta pentru că îmi place să vorbesc tot felul de tâmpenii. Așa că am ajuns la final, sper că v-a plăcut primul meu episod de vlog. Or să urmeze și altele și de-abia aștept, e o aventură nouă pentru mine. Nu uitați să dați subscribe și un follow pe Robert Toma Oficial pe Instagram. Vă aștept acolo, ne vedem. Ești binele ce-mi face rău și tot simt că mor te dacă înțeleg.